Colina numită și vitamina ficatului gras se produce în ficat în cantitate destul de mică. Are rol în digestia grăsimilor alături de bilă, în prevenirea și refacerea ficatului gras nealcoolic, previne practic riscul de steatoză hepatică. Deficitul de colină este un declanșator în ficatul gras nealcoolic. Colina contribuie la formarea membranelor celulare, la transportul colesterolului trigliceridelor, la sinteza fosfolipidelor în lipoproteine și bilă. Este un nutrient esențial pentru dezvoltarea creierului și a memoriei și pentru producerea acetilcolinei, pentru o gândire mai bună. Cea mai mare sursă este grăbenușul de ou, apoi carnea de organe, în special ficat. Doza este de 500 de miligrame, se recomandă bitartrat de colină sau colină și inositol.